Ce v-ați propus cu acest târg? Pe cine aveți invitat și ce ați expus în standurile? Târgul este la a doua lui ediție și odată cu asta îmi doresc să îmi exprim mulțumirea că Inner Wheel devine nu numai un brand, ci și un actor destul de puternic pe scena socialului, care se implică în tot ce gama largă de acțiuni, activități care necesită sprijin din zona socialului. Cu ocazia acestui târg ne propunem să sprijinim performanța și vom ajuta trei copii din Giurgiu, Giulia, Ioana și Vlăduț, să-și ducă mai departe visele lor în care deja au investit și au făcut performanță în sfera extrașcolară, respectiv în muzică, în sport și în desen. Ce ați adus? Am față de cotizația obișnuită, s-au strâns bani special pentru această acțiune, au fost achiziționate produse cu specificul sărbătorilor de iarnă și cealaltă parte din produse sunt făcute de colegele mele din Inner. Vreau să remarc că următorul lucru, Inner Wheel nu este numai un club, este de fapt o echipă. Președintele Inner, așa cum știți, se schimbă anual. Înaintea mea au fost alte doamne președinte care au făcut o grămadă de lucruri frumoase. După mine vor veni altele. Noi suntem de fapt o echipă și țin să mulțumesc echipei de fete care s-au implicat în această acțiune, pentru că având mai multe acțiuni concomitent, personal nu m-am putut ocupa în mod deosebit. Repet, mulțumesc echipei, mulțumesc giurgiuvenilor care au răspuns pozitiv la prima ediție, sunt convinsă că și la a doua, și mulțumesc dumneavoastră pentru celeritatea cu care transmiteți imediat informațiile legate de acțiunile noastre. Să înțeleg că toată mobilizarea asta e și pentru tine? Da, este pentru mine. Cum ți se pare inițiativa doamnelor din Inner? Este un lucru foarte superb, le mulțumesc foarte mult pentru amenajarea aceasta superbă și este superb aici. Ce e de gând să faci cu bănuții? Am înțeles că ai fost calificată unde? La un concurs în Italia, Contest Voice, și o să plătesc taxa și cazarea și tot ce îmi trebuie în Italia. Deci cu banii asigurați de doamnele de la Inner Wheel. Da. Mulțumesc frumos. Și... ce aveți la stand? Păi, din toate. De toate. Brăduț. Tăviță. Suport de lumânări. Ce să mă... Ați vândut ceva până acum? Până acum nu. Nu am vândut nimic. Cum sperați să se concretizeze acțiunea aceasta caritabilă? Cu bine. Să fie... Gata. Ai așa emoții și așa... Da. Cum credeți că se va concretiza acțiunea noastră caritabilă? Știu că nu este prima de acest gen. Asta vreau și eu să spun. Suntem la al doilea târg de Crăciun. Sper să fie o tradiție a clubului nostru și nu sper, o să fie o tradiție a clubului nostru. Cred că la primul avem avut rezultate foarte bune și acesta o să meargă foarte, foarte bine. Așteptăm toți oamenii care vor să ajute acești copii să aibă o performanță, fiecare în domeniul lor. Ce avem aici? De exemplu, aici avem brăduleți de Crăciun, care cred că merg
pe orice masă, indiferent cât de bogat sau de sărac este omul, un decor ca să ai o stare bună în afară de mâncare, cred că este pentru toată lumea binevenit. Aici, de exemplu, este o lumânare la fel foarte frumoasă pentru masa de Crăciun și chiar și pentru masa de Revelion este foarte frumoasă. Clopoței pentru intrarea la locuință și multe alte decorațiuni. Cum vi se pare această inițiativă a doamnelor? Este o inițiativă foarte bună, să știți, pentru susținerea copiilor. Deci mi se pare o idee foarte bună. E foarte frumos și e foarte bună ideea. Doamne. Singura organizație care s-a mobilizat pentru copilul dumneavoastră pentru a asigura transportul acolo unde ne reprezintă Giurgiu până la... Da, da, da. Deci singura organizație, doamnele de la Innerwell, mi-au sărit în ajutor fetiței pentru a putea sprijini pentru transport, unde, pentru taxele care trebuie să le plătesc la concursuri în străinătate și pentru transportul care îl facem săptămână de săptămână la București, la doamna Crina Mardare, la școala de muzică. După ce cadouri, ce putem face de Crăciun? Ce v-ar interesa? Nu e neapărat ceva anume. Ce? Ceva? Da, le-am pus în coș. Ce, nu știu, ce am considerat potrivit pentru sărbătoarea de Crăciun. Știți că odată ce ați cumpărat, banii dumneavoastră vor fi direcționați către trei cazuri care au făcut performanță și au mers mai departe la diverse concursuri. Da, de asta am și venit și încercăm să ajutăm și noi pe cât putem performanța, educația și performanța în general. Pentru acest an ne-am propus să strângem fondurile necesare pentru sprijinirea a doi tineri copii de excepție. Sperăm să realizăm ca și anul trecut. Cred că doamna Lăceanu v-a spus că urmează să inaugurăm și camera senzorială pentru care am organizat anul trecut târgul. Da. Mulțumesc!